în România. Vreau să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Vreau să mulțumesc în primul rând de Părintele Dumnezeu pentru că ne-a onorat cu prezența alături de Cenacul Flacă. Eu sper că împreună să facem un spectacol care să marcheze această zi foarte importantă pentru noi toți românii. Eu nu vreau să mulțumesc foarte mult, vreau să prezint câțiva invitați care noi avem astăzi aici alături de noi și aș începe cu doamna deputat Raluca Tocan, care este un prieten al Comunei Borița. Vă rugăm frumos! Vreau să prezint niște oameni cu suflet foarte mare, cei care au fost alături de noi de fiecare dată, și aici mă refer la voluntarii de la echipa Galbenă, care... care de fiecare dată au fost alături de noi, ne-au sprijinit în toate acțiunile care Primăria Borița le-a avut până acum. Și ca de fiecare dată, echipa Galbenă nu vine niciodată cu mâna goală. Doamna Alina, vă mulțumim foarte mult în numele Comunei Borița și în numele Primăriei. În continuare, vreau să dau cuvântul Părintelui ca să ne prezinte ceea ce urmează. Mulțumesc, Părinte, și distracție plăcută! Bună seara și la mulți ani, zi sfântă, zi în care sufletul nostru se așează cu cei duși, cu cei prezenți și cu viitorul, pentru o viață frumoasă, într-un loc pe care l-am dorit și l-am căutat, aici pe unde batalioanele române au trecut Carpații, când noi, cei din Ardeal, am primit dragostea fraților moldoveni și a fraților munteni, ca semn că putem fi împreună o țară. Tocmai de aceea, nu se putea mai semnificativ, am primit invitația caselor, a domnului primar, a Consiliului Local, a celor care alcătuiesc astăzi comunitatea de destin din Borița, de aici, din locul în care se frământă țara frumos. Astăzi trăim în pace, trăim în liniște, trăim cu istoria la oaltă și cred că vom încerca să realizăm împreună un dialog frumos. Generațiile tinere, generația dumneavoastră, noi, Cenacul Lumina Lină și toți cei care suntem prezenți, vă invităm la un spectacol pe care noi sperăm să-l facem frumos, plin de eveniment. Simțiți-vă bine, simțiți-vă românește, să dăm bucuriei dreptul care îi se cuvine în această zi. La mulți ani tuturor! Cazurile au întotdeauna cuvântul de deschidere. Ospitalitatea dânșilor se va prezenta astăzi în viața acestui grup de tineri, de copii, care îi lăsăm să vă spună din suflet și cu fluierul cel păstoresc ce frumos se aduce cerul pe pământ, poate că și acum, mai ales acum când se apropie vremea colindelor, trebuie să ne întoarcem la bărcile noastre prin aceste ființe frumoase pe care să le primim cu aplauze și să-i ascultăm cu totul de noi.
faceți ca generațiile următoare să primească dorul de românism, dorul de bunătate, dorul de tradiții, iar din acest moment să lăsăm glasul românilor care odinioară mergeau la Alba Iulia pe 1 decembrie să se audă alături de clopotul reîntregirii pe care cu cei vechi și vorba fetului Adrian Comunescu aș fi vrut să fiu măcar pulbere pe gheata celor care au mărșăluit a românilor în 1 decembrie sau spre acel 1 decembrie 1918 la Alba Iulia. Noi avem însă astăzi șansa de a trăi cu acest 1 decembrie care este mereu anoul nostru. Așa că, pentru început, concertul nostru, al Cenacului Luminărină, va lăsa clopotul Albei Iulii să răsune în inimile noastre. Pregătiți-vă și cântați împreună cu noi. Vrem să cântați, vrem să vă simțiți bine, vrem să fiți bine, vrem să fiți așa cum sunteți de obicei în frumusețea exprimării noastre naționale. Începe concertul Cenacului Luminărină. Trebuie să muncim în echipă. Bună seara!
Noi o să începem cântecul și dumneavoastră veți continua refrenul, să spunem așa. Facem o probă prima dată. Sunteți de acord? Da. Vă mulțumim. Cei care poate nu mai sunt, de la moși și strămoșii noștri. Cum zice cântecul unui vechi moldovean, Cil Ioniță era numele lui, în cenacul Flacăra spunea, de la moșii noștri noi am învățat doina și balada ce ni le-am lăsat. Cu testamentul ca să le dăruim mai departe. Ați văzut că avem continuitate. De aceea, cenacul Luminalina continuă să ofere frumosul românesc în această seară. Haideți să cântăm!
Și la
Botescu tricolorul. Trei culori și-o singură iubire, românească. Trei culori și-o singură vorbire, românească. Trei culori și-o singură credință, românească. Trei culori și-o singură ființă, românească. Atât de minunat scânteie, de crescere trei porți albastre, la Hristos din furtumeie și la rodinii noastre. E cald sub el ca sporană, ce-a chinuit Mântuitorul. E cald în țara și-a ștevană, ne încălzește tricolorul. Trei culori și-o singură iubire, românească. Trei culori și-o singură vorbire, românească. Trei culori și-o singură credință, pe Viva Roma!
Vino, românii!
bucuria libertății. Și cu Duhul Istoriei, astăzi cântăm și poate că toate aceste epreme ale istoriei noastre ne aduc aminte de ceea ce trebuie să fim și cred că suntem, pentru că trebuie să ne primim și noi cu spirit de mândrie. Suntem în istorie și facem istorie, dar să ne amintim și de Mihai Viteazul, pentru că el a încercat și a reușit pentru întâia dată să adune cele trei provincii românești într-o cunună frumoasă. Noi, spune Victorina și cântecul pe care îl exprimă ea, atâta e plen, suntem urmași și Mihai Viteazul. Este un cântec mai nou, dar pe care haideți să încercăm să-l învățăm ca toate aceste șlagări care sunt ale poporului român și care sunt sigur că vor cânta și peste 100 de ani, pentru că sunt atât de frumoase și sunt de fapt partea noastră de istorie reală. Poftim, Victorina, întâlnă. Suntem urmașii pe care îi învață. Suntem urmașii lui Mihai Viteazul, o limba avem și-o prea frumoasă țară. Suntem urmașii voivodului Mihai, suntem urmașii lui Mihai Viteazul. Suntem urmașii voivodului Mihai, suntem urmașii lui Mihai Viteazul. Luptăm și lupta nu știe răgazul, eroii noștri să ne-ntrupne pasul. Suntem urmașii voivodului Mihai, suntem urmașii lui Mihai Viteazul. Și cred că l-am cântat la Milano prima dată, la dialogul cu românii de acolo,
a fost atât de primit, pentru că atunci când ești departe de sat și neamul tău spune cântecul, nu e ca acasă. Da, spune un cântec, suntem peste tot acasă, noi români, dar totuși îi lipsesc morminte, îi lipsește cel de acasă, îi lipsește mama, îi lipsește tatăl, îi lipsesc frații și bunătatea. Haideți să facem în acest concert să împărțim o pâine, să avem puterea de împărți o pâine de bunătate și să primim cu aplauze pe Nacis, Iorga, polițistul care cântă frumoși. Dacă îmi permiteți, am promis unui coleg care trece prin momente grele acum, este Leonard, sunetistul nostru, o să cânt special pentru el cânticul acesta în seara asta. Și să știți că nu răspund mereu la oameni, acum sunt aici cu dumneavoastră. Are multe
are Valea Oltului așa un cântec frumos și are Valea Prahului și oriunde te duci, aș putea spune un tânăr deputat în Cenacul Unirea cu mine, a fost și la primul concert, acum 13 ani aproape, 631 de concerte, Mihai Toda, vă oferă astăzi un cântec de iubire, de munte, de liniște și de dor. Iar câtă frumoasă, câtă vreme și cântă cu inima, câtă compusă el, care are parcă harul de-a păștea în pacea. Vă rog foarte mult, spectacolul fiind televizat, fiind transmis la pagina de Facebook a televiziunii Trinitas, rugăm copilașii care mai sunt scopii, drăguții dintre ei, dragi noștri copii, să vă dați voi și afară, că să mai iasă, dacă cumva îi vor prelua mâine. E bine că sunt aici încă noi, e bine că vin chiar și făcând aceste vocalize de suflet și de îngeri, așa cum se zice. Aplaudăm și pe copii de acolo, pentru că și ei ne-au creasă
cerul prinde stele, șapte brasi în umbra lor, la casa dragei mele. Sus pe creasta nunților, e cerul prinde stele, șapte brasi în umbra lor, la casa dragei mele, la casa dragei mele. Vreau să fim doar o secundă, Mihai vine aproape la toate concertele și eu muncește, conduce mașina cât foarte lași, pentru că astăzi a fost decembrie, i-am dăruit acest moment, pentru că chiar e un om care pune suflet pentru cenacul și noi trebuie să fim atenți cu oamenii din umbră care trudesc lângă noi și iată a cântat foarte frumos. Îl aplaudăm foarte. Robi Manolache, o voce de frumos, extraordinară, un suflet blând și o nou pe care l-am descoperit la un concert la Blaj și vine și face naveta de la București la fiecare concert la genacului nostru, va aduce astăzi o parte de curente sufletul meu. Să ascultați vocea, de nou deosebit și chiar avem talente mimate în poporul nostru. El face parte din ambientul cenacului de Ionica. Roni, binevenit și aici și îți mulțumim pentru tot efortul de bus. Te ascultăm pentru că ai urări frumoase de făcut. Vă mulțumesc din suflet, vă mulțumesc pentru prezentare. Mă bucur că astăzi mă aflu aici. Vă doresc sărbători binecuvântate de Bunul Dumnezeu și un an mai bun cu bucurie să ne dea Bunul și Înduratul Dumnezeu. Să vă mulțumim.
poate de fiți din prelasând păstorași vin cântă în cerică. Și ieri am sărbătorit Sfântul Andrei și un concitadin de acolo mi-a spus să cânt un cântec dedicație pentru voluntari galbeni sau nu știu cum se numește organizația din partea dânsului. Așa că trebuie să vă cântăm un cântec pentru acești voluntari galbeni de la dumneavoastră. Unire mea de când mă știu în viață pe pământ, unire înseamnă unul și comuna, unire înseamnă întregul care zic, unire am strigat la plajă atunci, românii mei din patru văd române, unirea sfântă vine din porunci, unirea de la alba veci române. Unirea sfântă vine din porunci, unirea de era alba veci rămâne. Întâi decembrie, întâi mereu, bat clopotele, începe liturghia, e ziua ce ne-a dat-o Dumnezeu, e ziua țării mele, România. Să-mi primească azi, știu, nu pot. Vederea lor se-ntunecă și doare, unirea din cuvânt înseamnă tot. Prin ea e sfânta noastră alcătuire, dar și păcatul primul din grădină. Fără unire nu e împlinire și parcă nici durerea nu-i deprină. Fără unire nu e împlinire și parcă nici durerea nu-i neplină. Întâi decembrie, întâi mereu, bat clopotele, începe liturghia, e ziua ce ne-a dat-o Dumnezeu, e ziua țării mele, România. Unire mi-am dorit de când mă știu, unirea dintre prieteni și dușmani, s-ar avea pe suflet și-o destrim. Îți spun un cuvânt sincer, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani, să aveți viața binecuvântată. La mulți ani, 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 la mulți ani
viața binecuvântată. La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani români din lumea toată. Vă mulțumim, așa că în acest cântec nu l-ați auzit niciodată? Până aveați unde că este prima dată când cântăm în România. L-am mai cântat la mine în odată. Să fie un început bun și să se repete de cât mai mult timp. Felicitări încă o dată! Și cred că cel mai frumos cântec românesc, pe care nu-l cântă mulți, pentru că este destul de greu de interpretat, este unic. Adrian Daminescu. Măi, măi, frate, măi.
Sefălin, învingem țara. Măi, măi, frate, păi dar sunt tot de hai, ce ne-o plâng pe banii străini, iar românii-s milioane, iar românii-s milioane, stau și plâng și mor de foame. Măi, frate, măi. Excepțional. Noi venim cu aceste cântece deosebite pe care le-am învățat de la un simbol al cântecului patriotic românesc. Nici nu vă dați seama că suntem de fericiți să stăm pe scenă cu părintele Doru Gheaja din Alba Iulia. Și ca să-i facem intrarea așa ca prolog pentru că părintele lui Prolog, începem cu un cântec pe care l-a cântat cu regretatul Adrian Popescu, prima dată la lansat în România. Noi îl exprimăm astăzi împreună cu cena cu lor noastră. Haideți să zicem așa, poftiți! Andrei, la cea acolo. Să cântăm pentru aceste cântece, s-au dat vieți omenești,
și s-au dat idealul nesfârșite de pace. Haideți să prefacem cântecul Treceți Batalioane și Tuturească România. L-am introdus acum special pentru acest public din urmă. Poftiți! Yeah.
cât să mor ca lucrător, înfășurat în tricolor. Transilvanie măreață! Transilvanie măreață! De slăvim într-o mireasă! De slăvim într-o mireasă! Și să ducem pe țitori! Și să ducem pe țitori! Pe țitori! Basarabie măreață, de slăvim într-o mireasă, de slăvim într-o mireasă, și te ducem pe țitor, și te ducem pe țitor, pe țitor, seacul nostru tricolor, și te ducem pe țitor, pe țitor, seacul nostru tricolor. Înainte, înainte, sprimarea mea, înainte, înainte, dați-mi voie la început să vă spun două, trei cuvinte. Puteți sta un pic, dacă doriți, până când vă rog să mă ajutați la refrenele cântecelor următoare. Vă aduc salutul albaiulenilor. Vă aduc salutul bunului albaiulenilor și al celor care astăzi au fost în Alba Iulia. Am avut bucuria să fac parte din Solii Ardealului, împreună cu micuțul Tudor, micuțul patriot Tudor, să reprezentăm noi Ardealul, lângă cei de la Suceava și de la Târgoviște. De aceea spun, vă aduc salutul albaiulenilor, autorităților din Alba Iulia și a tuturor oamenilor de bine, care azi au pășit în cetatea Marii Uniri. Și vreau să vă mai aduc un salut de suflet de data asta. Mă adresez domnului primar, autorităților centrale, autorităților locale,
Aseară, destul de târziu, pe la 10, mă sună un consătean de-al dumneavoastră, care este preot în America. Ați bănuit de cine e vorba. Este vorba despre Ion Lupescu, pe care am avut bucuria să-l duc de mână când l-a irotonit diacon la catedrala din Alba Iulia. Și vă mai spun încă ceva, că aici, în Boița, în urmă cu 48 de ani, mai precis, în 1974, am fost la cununia preotului din Albești, care a făcut biserica aceea falnică, măreață, din Retiș de loc, de pe Valea Hârtibaciului, căsătorit cu o fică de-a consătean de-a dumneavoastră, cu Paraschiva Lupescu. Paraschiva Lupescu este verișoara din frați a preotului din America și are un frate azi în sală aici și aștept să vină Sfântul Nicolae ca să-l sun să-i spun la mulți ani Nicolae Lupescu. Era pe timpul acela preot aici a părintele Lăzăriciu. Îmi amintesc perfect că atunci era numită Boița localitatea preoteselor. Pentru că erau foarte multe preotese. Nu știu dacă știe cineva exact câte sunt, dar eu știu că cel puțin 7, 8, 9, 10 preotese sunt de aici. Numai la nunta lui Aruneasa și a lui Paraschiva s-au cunoscut 4 colegi ai lui cu fetele cu care s-au căsătorit și au devenit preotese în parohiile unde ei au fost numiți preoți. V-am ținut cam mult de povești. Iertați-vă, vă rog. Dar mă simt foarte bine. Mulțumesc de invitație. Și acum, dacă sunteți de acord, anul acesta, pentru că este 1 decembrie, mi-am făcut programul ca spre sfârșit doar să cântăm o colindă cunoscută pentru toată lumea. Haideți să cântăm, vă rog, cântecele patriotice. Dar pentru asta, vă rog, la refrene, să mă ajutați și dumneavoastră. Da? Suntem de acord? Haideți! Noi suntem români! Noi
suntem aici pe vești. Suntem onorați pe scenă să vă avem, să vă simțim, să cântăm că dumneavoastră, Doamne, ce har, ce putere, ce voce, să dea Dumnezeu toată de la 81 de ani, să cântăm și noi ca părintele Doru, chiar așa? Imposibil. Dar cu el ne simțim parcă nemuritor, pentru că omul acesta aduce nemurire. Și pentru că toate aceste cântece, noi suntem români, tu ardeal, așa e românul, nu uita că ești român. Toate au fost lansate în România, în cenacul Flacăra, pe preotul patriot român, Doru Gheașa. Mi-a aruncat părintele Cătălin mingea la fileu. Dați-mi voie să vă mai spun două vorbe. În primul rând să vă mai spun un mesaj de la părintele Lupescu din America. Ce să le spun, mă, Ioane, din partea ta, mă? Ce te rog, spune-le, părinte, să fie adevărați români, că și noi în America suntem români adevărați. Ce vreți mai frumos? Ce vreți mai frumos? Apropo de 81 de ani, astăzi, unul dintre cei care erau organizatori acolo, fiind cu micuțul Tudor, zică, păi noi, eu cu Tudor, câți ani aveți, părinte? Cu Tudor fac un centenar. Dar micuțul Tudor zice, nu, părinte, că am 12 ani. Nu, păi zic, mai avem pe la un centenar. Bine. M-am simțit aseară, stăteam în cimitirul românilor din Budapesta și le-am cântat treceți batalioane române Carpație eroilor. Nu știam ce să recânt. Era gol cimitirul, astăzi și ceremoniile. Evident, noi ne-am dus aseară ca să fim astăzi aici. Și așa parcă ne-am lăsat aminte de toate cântecele părintele Doru. Și la acel monument care a fost făcut și realizat pentru românii care au murit acolo, am pus niște flori și l-am cântat din suflet în Budapesta, treceți batalioane române Carpații. Cum am spus, semn că trei viacuri de libertate, trei viacuri în care putem spune orice. Și pentru că am avut de la cine învăța cum să fim liberi și frumoși și de cine învăța. Ca părintele Doru Gheașa. Doamne ajută-ne! Da. Și acum începe Ardealule străbun pământ. Pe patra cea auzit odaci. De 2000 de ani o bagi, pe umeri și-au purtat de sagi, cu inimile încătușate,
prin viacurile întunecate. Aici, sub această poartă, acum a moților revoltă, când Iancu și cu Horia au șăruit istoria. Ardealule, străbun pământ, de dragul tău trăiești și cânt. De dragul munților tăi moții, oricând primesc botezul roții. De dragul munților tăi moții, oricând primesc botezul roții. Îmi place moața cu o pincă, când chiuie și bea pălincă, când strigă-n turnic peste munți și joacă horile la nunți. Nu-s ipe lume mai frumoase și doine lume mai duioase. Nu-s munți bogați ca apusenii și oameni buni ca ardelenii. Noi îți cioplim din lemn plăiță și țesem pânza-n patruiță. Noi îți cinstim cămașa-ți ruptă când te întorci cu ea din luptă. Aici din când în când ne cheamă colindul dragostei de mamă, luceferii copilărie și cântecele ciocârlie. Ardealule, străbun pământ, de dragul tău trăiești. Cum urcă coptonul, Părintele, este fantastică vocea, este un cel al poporului nostru și vreau să vă spun că cu mobilitatea domnului primar, pentru că sunt și preoții aici, deci și cu o icoană care în 5 octombrie la Biserica Dealului l-a lăcrimat și a fost o minune mare. S-a vindecat un copil de care avea epilepsie, în Ploiești, multe minuni s-au făcut între timp, s-au mărturii scrise. Poate că unii vor spune că nu era locul ei aici, dar cred că ea ne învață să fim buni și ne adună. Icoanele au parcă amintirea părinților noștri. Am început o campanie pentru ca la sfârșit toată lumea să vă închinați pentru copiii care sunt necăjiți. Și împreună cu Crucea Roșie din Sibiu vom declanșa de luni o acțiune frumoasă. Bănuțul tău îmbracă un copil sărac. Echipa Lumina Lină și Biserica Dealului, când a început pandemia, atunci am oferit la toți oamenii străzii o masă caldă în fiecare zi. Nu ne-am oprit de 900 și de zile, pentru că atunci am fost chemați de cei de la primărie, mi-au spus, nu ne puteți ajuta măcar cu câteva mese și nu ne-am mai putut opri. Și așa m-a donat această cu dumneavoastră, cu oamenii minunați. N-am făcut-o pentru, decât pentru ei și cu ajutorul dumneavoastră. La sfârșit, toată lumea care poate, pentru că vrem să luăm ghetuți, am luat niște cazuri concrete de la Crucea Roșie și vrem să le facem frumos, vrem să plecăm așa cu haine noi, cu ghetuți, cu baltonaș, cu tot ceea ce se poate. O băruță la icoană poate fi, cine știe, ceva puțin pentru ei. Maica Domnului și bunătatea dumneavoastră.
Dar vă mulțumesc foarte mult pentru că ați realizat o seară de excepție. Sunteți buni, sunteți frumoși, sunteți minunați. Iar Părintele Doru Gheașa ne face să ne simțim extraordinar. Haideți să ne ascultăm, să ne bucurăm!
cine-a pus tu ardea, tu asta-i țara noastră, noi nu stăm în casă, ori a totu-i risipit pe rog. Tu ardea, tu ardea, când sunt pe moște, pentru să, pentru să, cum ți-a puse. Să fie pace pe pământ.
prietenii, sunt mulțumire tuturor. Dați-mi voie, înainte de ultimul cuvânt cu părintele Doru Gheașa, să-i mai numim încă o dată pe cei ce au fost pe scenă, pentru că merită aplauzele dumneavoastră. Începem de la Capi Oprință la Orgă, Roni Manolache, Narcis Iorga, Ronica Arșani, Mihai Doda, Marius Tataran, Nele Ivan, Victoria și Maria, Dorin, colegul nostru care vine în casă, din Alba Iulia. O, ce veste minunată, lângă Biblie țarată, ce Yeah.
mulți ani! Bine, pentru Nicolae!